Bine ați venit la mobilissimo.ro, astăzi cu un nou unboxing de tabletă. A trecut ceva vreme de la ultima tabletă prezentată, în ultima vreme mai mult telefoane. Este Samsung Galaxy Tab A. Acest device era anunțat fix în vreme ce ne aflam la lansarea lui Galaxy S6 în România, deci în martie. Este o tabletă de 9,7 inch, o tabletă mid-range, nu? La noi a ajuns în versiunea care vine cu LTE și HSPA+. Nu avem încă un preț oficial pentru România, dar știm că în SUA costă undeva între 300 și 400 de dolari. O tabletă destul de mare, la 9,7 inch. La acest format ar rivaliza cu un iPad, iPad cel mare, tot de 9,7 inch, dar acest model vine cu dotări mid-range. Galaxy Tab A. Dacă vreți, este un fel de Galaxy Tab S ceva mai low-end sau o rudă cu Galaxy Tab 4, dacă vreți neapărat o comparație. O carcasă din plastic soft touch. Se aude că este plastic, un buton home fizic în buna tradiție Samsung, difuzoare duale în zona inferioară când îl ținem în portret și un buton on-off lateral pe care îl apăs pentru a începe setup-ul. Samsung Galaxy Tab A vine cu LTE, HSPA+, cel puțin în versiunea pe care o testăm noi, și are un ecran de 9,7 inch, un LCD cu rezoluție de 1024x768 de pixeli. Până să ne grăbim cu setup-ul, vreau să vă arăt ce se află în cutie. Nu vă așteptați la artificii, ci la această garanție și acest mic manual, încărcătorul tipic Samsung, cel alb, și tot tipic acest cablu USB, care are o terminație mai interesantă decât de obicei, îmi amintește de cablurile unui PC mai degrabă decât cablurile unei tablete. Ok, punem la o parte cutia și trecem la setup-ul inițial. Limba română, trebuie să introducem o cartelă SIM dacă avem. Suntem de acord cu termenii. Se remarcă faptul că avem Lollipop aici, prin combinația de culori. O tastatură QWERTY destul de comodă, care include și butoane numerice în zona superioară. Ok, dăm skip deocamdată. Și ar trebui să fim acum în interfața principală pe acest terminal. Ce am remarcat din start? Avem softuri Microsoft la bord. Avem Word, avem Excel, avem PowerPoint, dar și OneNote, Skype și OneDrive. Apropo de OneDrive, primim 100 de giga în cloud, în OneDrive, ca bonus la achiziționarea tabletei Samsung Galaxy Tab A. Acesta este Tab A 9,7 inch. La interior avem un procesor quad-core Qualcomm de 1,2 GHz, plus 2 GB de RAM LPDDR3. În ce privește alegerea camerelor, avem o cameră selfie, dacă se poate spune selfie la o tabletă de aproape 10 inch, selfie de 2 megapixeli și cameră principală de 5 megapixeli, evident, fără blitz. Dacă aruncăm o privire pe porțiunea laterală, vom găsi pe lângă butonul on-off și un mic microfon aici, dacă nu mă înșel, butoane de volum și slot microSD, iar lângă un slot SIM. Asta înseamnă că, pe lângă conectivitatea HSPA, vom putea realiza și apeluri cu tableta și iată, avem și funcție de telefonie. Un dialer cu care suntem familiarizați din Lollipop. Hai să aruncăm o privire în zona Quick Settings și Settings. Găsim aici mișcări și gesturi. Din câte știu, tableta e capabilă și de mod multi-window, are și Kids Mode și iată, rulează Android 5.0.2 Lollipop. Cântărește 453 de grame, iar dacă vă întrebați cu privire la grosime, 7,5 mm, nu este o tabletă foarte groasă, din fericire. Vine cu 16 GB de memorie internă și o baterie de 6000 de mAh, care ar trebui să vă asigure în jur de 11 ore de convorbiri, dacă veți folosi tableta pentru acest lucru. Avem și Wi-Fi Dual Band și mai avem la dispoziție slot microSD, iar tableta vine pe albastru, alb sau gri. În rest, cred că este cazul să aruncăm o privire asupra interfaței camerei. Ok. Și hai să vedem modurile de captură. Avem automat, panorama, foto continuă, frumusețea de față, sunet și foto și sport. Destul de multe opțiuni pentru o tabletă mid-range. Pare avea un frame rate destul de bun interfața camerei. Și văd că avem și touch focus aici. Alte dotări, am văzut pe site-ul oficial Samsung că producătorul sud-corean se laudă că tableta ar veni cu Samsung SiteSync 3.0, îl sincronizează cu alte terminale foarte ușor, și cu Quick Connect, încă o variantă de sincronizare. Iată, aici găsiți sincronizarea ecranului 3.0, avem și magazinul Galaxy Apps, un Smart Manager, S-Planner, evident, toate modificate în limba română, și interfața TouchWiz aplicată peste arată binișor aici. Tableta este Samsung Galaxy Tab A, tabletă mid-range cu preț destul de accesibil. Nu-l cunoaștem pe cel oficial din România încă,
o să-l aflăm imediat. Noi avem versiunea LTE și HSPA, care realizează și apeluri și oferește și conectivitate 3G și 4G. Cam atât de la Mobilissimo, acesta este unboxing-ul lui Galaxy Tab A. Revenim foarte curând și cu o recenzie a acestui terminal cu Lollipop și cu dimensiuni destul de ok pentru un device mid-range. La revedere!